Să mai auzim odată cum este scris și cum se spune în cer. Acelui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului să fie laudă, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Amin. Și cele patru făpturi vii ziceau amin. Și zic eu, așa cum se încheie cartea psalmilor, că cei ce sunt vii spun amin, lăudat să fie Domnul. Amin. Tot ce are suflare spune acolo să laude pe Domnul. Pentru că astăzi suntem la masa Domnului, vreau să privim în Scriptură la alimentația spirituală. Să ne amintim, dragii mei, că Dumnezeu când a așezat pe om în grădina Edenului, i-a dat o poruncă referitoare la mâncare. Și omul a fost ispitit prin ceea ce a mâncat. Dar tot de acolo să ne amintim că era un pom de la care Dumnezeu le-a interzis apoi să aibă acces și a dat afară din grădină. Să ne amintim apoi pe parcursul Vechiului Testament cât de importantă era problema alimentației în legea lui Moise. De sute de ori este scris despre felul a ceea ce trebuiau să mănânce sau să nu mănânce, cum să mănânce, când să mănânce. Gândiți-vă numai la mană, ce reguli strict erau, la jerfe, la animale curate, necurate. Și evreii au ținut mult la asta, chiar foarte mult. Spunea Petru când a avut vedenia cu animalele acelea, când a fost trimis la Corneliu, niciodată nu mâncase ceea ce era necurat. Dar, spune Scriptura în Evrei, capitolul 13, citesc versetul 9, despre mâncări. N-au slujit la nimic, ultima parte a versetului, celor ce le-au păzit. Dar atunci de ce scrie de sute de mii de ori dacă le acumulăm pe toate de mâncăruri, dacă n-au slujit la nimic? Ascultați ce scrie aici în 10 cu 1. Legea are umbra lucrurilor viitoare, nu înfățișarea adevărată a lucrurilor. Adică, exact cum zice Pavel la Corinteni, zice, oare pe boi are Dumnezeu în vedere acolo, cum le spunea și ei să îi lase să mănânce dacă lucrează. Zice, nu, ne avea în vedere pe noi. Adică acele rânduiele apuse de acum au în vedere să scoată în evidență cât de importantă este alimentația spirituală. Dacă la ei cea fizică a fost atât de importantă și în fond la mântuire nu slujea, cât de importantă este alimentația spirituală pentru noi? Hai să ne gândim astăzi când stăm la masa Domnului. Ca să vedeți cât de mult ține Dumnezeu la asta, să ne gândim că simbolul noului legământ e tot ceva de mâncat. Domnul Iisus a spus cuvintele mâncați, beți și le-a spus asta ține de noul legământ. Dar a mânca și a bea în cina Domnului, asta este simbolic. Noi, în plan spiritual, cu ce ne hrănim, ce bem, asta e problema. Pentru că cei din Corint nu lipsea unul de la cina Domnului. Nu există referințe în Noul Testament că cineva nu lua cina. O luau. Dar problema era că în rest, nu fizic. Fizic le spunea doar să nu fie pricină pentru altul. Consumația lor spirituală la unii era vinovată. Și când luau cina Domnului, se făceau vinovați. Repet, nu că nu o luau, ci că în rest, ceea ce mâncau ei în plan spiritual era vinovat. Să ne amintim de procedura aceea din Vechiul Testament, când un bărbat era apucat de un duc de gelozie, Numeri capitolul 5, și ca să se termine scandalul în familie, trebuia să se ducă la preot, să se prepare niște ape amare, să-i se dea femeii, ea să spună dacă, sau nu vinovată, evident, dacă era vinovată, trebuia omorâtă, dar dacă era nevinovată, scrie acolo că nu i se întâmpla nimic, dar dacă era vinovată. Consumând niște ape, era o travă în ape? Era o travă în apă, dar consumația aceea fizică o făcea, dacă era vinovată, să se aleagă rău de ea, să se prăpădească. Dacă nu, nu se întâmplă nimic.
Așa e și la cina Domnului, dragii mei. Dacă nu o luăm, nu suntem mai Domnului. Dacă o luăm și suntem curați, ca și cum se presupunea acolo că femeia aceea era curată, va avea copii și viața curgea înainte. Dar dacă ea consuma și era vinovată, se prăpădea, cum scrie în Corinteni, că din pricina aceasta sunt între voi mulți loviți. Vreți să ne cercetăm care este alimentația noastră? Spune Scriptura în cartea profetului Isaia, capitolul 55. Vă citesc de la versetul 1. Voi toți cei însetați, pentru că sufletul nostru simte nevoia să se hrănească cu ceva, să bea ceva. Veniți la ape, chiar și cel ce n-are bani, veniți și cumpărați bucate, veniți și cumpărați vin și lapte. Fără bani și fără plată. Evident că nu-i vorba aici nici de vin, nici de lapte fizic. De vin scrie în Proverbe 9 că servește înțelepciunea, e vorba de cuvinte, și de lapte scrie în Corinteni și în Evrei, e vorba de învățătura începătoare. Versetul 2. Și vreau să observăm acum că, după cum în grădina Edenului erau pom, sau exact un pom interzis, la fel și acum există alimente, evident, în plan spiritual, interzise. De ce sunt interzise? Culmea, și dacă ne pot pricepe și copiii, tocmai astea sunt cu reclamă. În grădina Edenului a mai făcut cineva reclamă la vreun pom, în afară de reclama care a făcut-o diavolul la pomul interzis? Nu. Asta e problema în lume. Alimentația păcătoasă are reclamă bună. Cum scrie în Proverbe 9 că zice nebunia? Apele furate sunt dulci. Veniți și serviți. Și scrie acolo că de fapt oaspeții, nu știu că acolo sunt văile locuinței morților, adică cei ce consumă de acolo mor. Și scrie aici în versetul 2, continuăm Isaia 55, de ce cântăriți argint pentru unul care nu hrănește? E cum spunea Domnul femeii din Sihar, bei și nu-ți trece de sete. Sau cum spunea cineva, poftele sunt ca apa mării, bei, dar nu-ți trece de sete. Poți să bei tot ocean. De ce vă dați câștigul muncii pentru ceva care nu satură? Și oamenii muncesc uneori un an de zile și tot venitul pun pe concediu. Se duc, chipurile se distreze, vorba bogatului. Ai multe bunătăți, suflete, mănânc. Da? De fapt, ce se consumă în lumea asta? Show-uri, fel și fel de povești, glume proaste, bârfiri. Hai să ne cercetăm ce este în plămădeala noastră, care o consumăm. Răutate, viclenie, imoralitate. Dragii mei, ce consumă ochii noștri? Spunea cineva că se scăpa și consuma de pe internet vizualizări păcătoase. Și la un moment dat observat că există un program pe firmă care reține din fiecare birou cine ce a vizionat. Și zice, știa șeful că în biroul ăsta lucrez numai eu și știa că-s pocăit. Și zice, da, dacă se uită să vadă ce-am consumat eu. Asta e problema. Ne consumăm energiile, viața, vorbele, ochii, urechile, simțurile care Dumnezeu ne-a înzestrat uneori și consumăm ce nu hrănește. Sau cine poate să spună că după o seară de povești, nu neapărat vorbiri de rău, așa, de șertăciune, de tot. Politică, evenimente, cine poate să spună pe când se culcă, așa m-am săturat și așa dor de liniștit. După telejurnal și nici măcar după radiojurnal, nu poți să spui că te-ai săturat cu ceva sănătos, gustos, plăcut. Dar după o seară în care, să vă spun îndată care e alimentația recomandată, cum ești? Că zice aici în continuare, ascultați-mă, dar și veți mânca ce este bun.
și sufletul vostru se va desfăta cu bucate gustoase. Și versul 3, și sufletul vostru va trăi, vorbim de mâncarea sufletească. Citesc din 1 Timotei, capitolul 4, versetul 6, cam ce ar trebui să mâncăm noi. 1 Timotei 4, cu 6. Dacă vei pune în mintea fraților aceste lucruri, cu mintea mâncăm, vei fi un bun slujitor al lui Hristos, fiindcă te hrănești cu cuvintele credinței și a bunei învățături pe care ai urmat-o până acum. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să ne hrănim cu cuvântul Său. Temă pentru acasă, la cei mai tineri. La cine i-a spus Dumnezeu să mănânce câte o carte? Chiar și în popor este expresia asta, că mănâncă carte. Asta ar trebui mâncat. Amintiți că povestea, adică predica un frate aici la noi despre o soră în vârstă care așa iubea Scriptura în vremea când erau puține. Dacă se rupea un colț, îl mânca. Ei, asta era o înțelegere proprie ei, nu o recomandare. Dar îi plăcea cartea asta sfântă. Și har Domnului că acum putem să o citim, putem să o avem înregistrată pe telefoane, pe diferite discuri sau alte obiecte specializate în mașină, să ne hrănim cu cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, dăruiește-ne apetit spiritual. Apoi, spune Scriptura, Ioan capitolul 7, versetul 37, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, cine crede în mine din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care vreau să-L primească cei ce vor crede în El, căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese încă proslăvit. Ce spune Scriptura despre vorbirea în limbi? Cine vorbește în alte limbi se zidește sau, în contextul nostru, se hrănește pe sine. Dacă sunt și alte descoperiri, hrănim și pe alți. Iată ce vă citesc din Psalmul 63. Și astea ar trebui să fie în discuțiile noastre. Psalmul 63, versetul 5. Mi se satură sufletul, de mâncarea sufletească vorbim, ca din niște bucate grase și miezoase, și gura mea te laudă cu strigă de bucurie pe buze. Cântă, frate, cântați ca familie, să vezi ce băsătorați. Când mi-aduc aminte de tine, când mă gândesc la tine în timpul privegherilor nopții, adică atunci când ne amintim lucrările Domnului și le mai povestim odată, ne hrănim, binecuvântat să fie Domnul. Zilele astea lucram la colectarea articolelor pentru reviste. Printre altele, va fi publicat un articol legat de misiunea Elisei a fraților din Anglia, în zona Siberiei. Și când am citit cum Dumnezeu i-a ajutat în anul 1997, după multă rugăciune, a fost ceva, o minune acolo, nu știau cum să evangelizeze toată zona aceea. Este imensă, este cât 10 românii numai zona aia Siberiei centrale. Deși populația nu e atât de multă, vreo 3 milioane. Și s-au rugat, și s-au rugat. Și parcă v-am mai spus odată, s-a organizat de la regiune un recensământ special o lună de zile. Vaporul trebuia să circule pe fluviul Enisei și să culeagă din toate satele și pe afluenți informații. Un recensământ complet, de la poliție, de la primărie, de la școală, de la toate instituțiile. De la biserici nu s-a dus nimeni, numai frații. Au zis, ăsta e răspunsul Domnului la rugăciune. Trebuia să plătească $1000 de persoane și frații au venit, dar nu avem bani. Și au negociat cu ei, vă dați seama, au invitat pe doi și ei au ajuns, de-au câștigat 12 locuri pe gratis. Și au zis, vă dați seama, o lună de zile, pe Puntea Vasului și în toate satele, s-a făcut evangelizare pe banii statului rus. Au zis, și asta mi-a plăcut în articol, am plâns când l-am corectat, l-am introdus. Zice, au plecat, au fost de la primărie toți când au plecat acolo, și zice, mai erau 12 de la cea mai mare instituție pe pământ, împărăția lui Dumnezeu. Și au plecat ca altă dată 12 apostoli pe cheltuiala statului rus, în zone unde erau deportați credincioșii marei Dumnezeu. Când te hrănești cu una ca asta, îți prinde bine, nu? Corectam un alt articol a unui frate pe care l-am întâlnit personal la Londra, a fost
bolnav, grav, de cancer, prin asta l-a chemat Domnul la mântuire, după ce l-a promis Domnului și a tot mânam-o 12 ani, m-am mai hrănit încă o dată. Că vorba aceea, bucătăreasa se hrănește când prepară, apoi ceilalți se hrănesc când le pune la masă. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să ne hrănim cu ce este sănătos, cu ceva ce sufletul nostru se înviorează și crește. Și scrie în Matei 24, sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos, versetul 45. Asta la biserică e grija noastră. Și rugați-vă pentru cei din slujbă ca să poată rândui lucrurile să fie hrană în adunare. 24:45. Care e robul credincioș și înțelept pe care l-a pus stăpânul să dea hrană la vreme potrivit? Dar scrie aici în continuare că unii s-ar putea să spună, stăpânul meu zăbovește. Și atunci ce face? Începe să bea și să mănânce cu bețivii. Doamne, păzește-ne de astfel de activități păcătoase și ajută-ne în biserică, apoi acasă. Ce frumos, în fiecare familie sunt așa texte în Biblie, nu-i timp acum să le amintim, cum fiecare în familia lui să-și prepare mâncarea. Ba, scrie în Exod 16 de mană că fiecare trebuia să culeagă cât îi trebuie. Așa că ce se servește la adunare, ce se servește în familie, în comun, iar ce nu, fiecare să-și ia singur porția, să-și o prepare mana lui, că e interesant. N-au fost mulțumiți cu mană și scrie în număr 21:5, au zis, asta mană proastă. Dar de mană n-a murit niciunul, așa-i? Dar când au cerut ei altă mâncare, au murit mulți. Să ne ajute Domnul să rămânem cu poftă pentru cele sfinte. Cei de afară nu ne înțeleg, dar nu vă plictisiți, aceeași mâncare, aceeași carte. Dar asta e carte dătătoare de viață, pe când toate celelalte cărți, ai citit-o și la urmă cu ce rămâi? Că a fost din epoca romantismului sau alte epoci literare, că e din vremea, știu eu, ceva tip Jules Verne. Toate astea, când s-au consumat, ai rămas tot flămând. Dar spunea Domnul Iisus femeii în Ioan 4, cine mănâncă, cine bea, spune acolo, dar vreau să citesc și din Ioan 6 în încheiere, evreii se lăudau ei cu ce au mâncat. Au spus, Domnul, voi ne vedeți că așa care cum ați mâncat toți ați murit? Zice aici Ioan capitolul 6, versetul 35, eu sunt pâinea vieții. Pâinea este astăzi, o consumăm la cină, dar și cuvântul ăsta e tot pâinea Domnului Iisus Hristos. Ascultați ce scrie aici. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine, să ne ajute Domnul, căci numai crezând consumăm. Altfel, cineva a pus o franzelă și a spus, ce ziceți? Păi albă. Altul a păsat puțin și imole. Și altul a zis, mie mi-e foame. Sunt mulți care vin și apreciază. Ăla au vorbit cam așa, zice, cântarea aia a fost frumos. Auzi, dar ai mâncat-o? Ți-ai luat cuvintele alea pentru tine? Să ai hrană, să te bizui, să te sprijinești pe Domnul și sufletul tău să se hrănească și să trăiască. Ce frumos spune Domnul aici, versetul 51. Aici scrie de peste 20 de ori de pâine, de mâncare și de peste 15 ori de a trăi și de viață. De cine se hrănește, are viață, cine nu, n-are. 51. Eu sunt pâinea vie care s-a făcut din cer, dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac. Mărit să fie Domn. Și ce-i frumos, spunea Domnul Iisus, când o lua cina cu ei, a zis, până una altă, mâncați și beți, dar am o făgăduință. Și mai spune în Evanghelie, zice, vă pregătesc acolo masa aceea să mâncați și să beți. Ce mâncare va fi acolo, cum va fi, nu s-a arătat încă. Dar tragem nădejde să ajungem acolo cu Domnul la masă. Asta cu o singură condiție, dacă nu stăm și la altă masă. E plin în jur de mese otrăvite. Internetul în mod deosebit. Orice activitate lumească, să stăm singuri deoparte, că noi avem altă masă. E masa înțelepciunii, e masa Fiului Dumnezeu. Veți rămâne astăzi la cina Domnului? Oare cei ce nu rămân
sunt o dovadă că au mâncat și altă mâncare? Știți că atunci când mănânci ceva rău, uneori e așa o simplă greață, dar uneori poți să aibă loc o intoxicație de nu mai poți nici să mănânci, numai perfuzabil, sau poate cineva e bolnav. Poate fi situația și cineva să își permită. Că și Iuda nu s-a autosesizat, de aceea, cum spunea apostolul și se va reaminti la momentul potrivit, să ne cercetăm și Dumnezeu să ne dea harul să mâncăm din pâinea vieții, din cuvântul sfânt, din lucrările Duhului Sfânt și nici de cum de la masa nebuniei. Și să ne dea bunul Dumnezeu harul în ziua aceea să ajungem să gustăm din pomul vieții. Deja gustăm prin Domnul, dar atunci, acolo, vom gusta definitiv și vom trăi cu Domnul veșnic la masă. O, frumos va fi acolo! Mi-amintesc de un frate în vârstă, era bolnav și când s-a trezit odată dintr-un somn, așa după dureri, după calmant, zice, ce am visat? Ce ai visat? Eram cu el. Am visat o câmpie nesfârșită. Mese, nu există o sală de masă sau ceva amenajat în ala liberă. Tot era numai mese. Spații mari, mese late, tot felul de bunătăți. Toate locurile ocupate. Și-a trecut un călăreț alb printre mese și-a strigat, mai lipsește ceva, mai dorește cineva ceva. Și zice, n-am auzit să mai zică cineva că mai lipsește ceva și ar mai dori ceva. Atunci se va împlini ce scrie în Isaia, că Domnul ne va așeza pe un munte la masa sa. Doamne, ajută-ne acum aici la poalele muntelui și atunci în ziua aceea, pe muntele împărăției tale, să servim cu tine. Amin.